viitoare agenție guvernamentală va controla toate companiile de stat. Să însemne asta că Marcel Ciolacu va controla respectivele companii. Până când vin fondurile europene, guvernul plătește pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Cei care i-au găzduit până acum se plâng că încă nu au primit toți banii. Și Serbia înăsprește legislația privind armele după atacul dintr-o școală primară soldat ieri cu 9 victime. E joi, 4 mai, ascultați știrile zilei de la Recorder. Acronimul nu pare cine știe ce. AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. La adăpostul lui însă, viitorul premier, cel mai probabil Marcel Ciolacu, va putea să controleze toate companiile de stat. Protocolul coaliției PSD-PNL-UDMR spune că schimbarea echipei de la guvern se produce spre sfârșitul acestei luni sau în iunie. Cotidianul Libertatea scrie că intenția de a înființa această agenție îi îngrijorează profund pe liberali, explică Ani Sandu. Bombă cu ceas, politizare profundă a companiilor de stat. O agenție mamut imposibil de votat în forma de acum. Iată câteva dintre opiniile exprimate de mai mulți deputați PNL. Aceștia s-au întâlnit deja cu secretarul general al guvernului Marian Neacșu. Secretariatul general e cel care de altfel va coordona viitoarea agenție. Un proiect aflat la Camera Deputaților spune că angajații agenției vor încasa cu până la 50% mai mult decât funcționarii guvernamentali, printr-o derogare de la legea salarizării. Portretul robot al candidaților include cel puțin un deceniu de experiență în economie și finanțe și 7 ani în funcții de conducere, în administrație sau în societăți private. Agenția nu numai că va stabili țintele de performanță ale companiilor de stat, dar le va face și evaluarea. Tot ea se va ocupa de politica de proprietate a statului, chiar dacă e vorba de bunuri ale autorităților locale. Potrivit cotidianului Libertatea, Marian Neacșu le-ar fi spus deputaților liberali că înființarea agenției e un jalon din Planul Național de Redresare și că eventuale amendamente le-ar putea potoli supărarea. Proiectul a fost avizat de Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache, dar și de Ministerul Justiției. Secretarul general al guvernului, Marian Neacșu, spune că directorii de acum ai companiilor de stat, numiți pe criterii politice, nu pot să fie dați afară direct. Schimbarea însă pune și o altă problemă. Nu oferă această schimbare premierului viitor al României din luna iunie, cel mai probabil Marcel Ciolacu, și secretarului general al guvernului, dumneavoastră, domnule Neacșu, o pârghie extrem de importantă asupra companiilor strategice din România. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat la Romarm, de pildă, unde calcă procurorii acum. Să fie sănătoși, fiecare plătesc pentru ceea ce au făcut. Dacă nu o să încercăm să începem să schimbăm lucrul ăsta, se va permanentiza și va rămâne în continuare la fel. Cereți cetățenilor în cele din urmă să vă creadă pe cuvânt că de mâine nu se mai fură ca în codru în companiile de stat, dar vreun an, doi, poate? Rezultatele, prime rezultate, pot să apară în momentul în care setul de indicatori care îi vom avea cuprinși în tabloul de bord și care vor fi conveniți împreună cu OCDE și pe principiile OCDE, vor trebui să fie asumate de actualele consilii de administrație. Al doilea moment va fi acela în care, după ce le-au asumat, vedem în ce măsură, când vor raporta, le-au și îndeplinit. Abia de acolo încolo se poate face o schimbare adevărată și realistă. Nu e un început nu tocmai fericit faptul că angajații acestei agenții ar urma să încaseze, înțelegem, cu până la jumătate mai mult decât funcționarii guvernamentali, într-un moment în care vorbim de tăiat din cheltuielile bugetare? Indiferent cum o să apreciați răspunsul meu, să știți că această condiționalitate nu a venit din partea noastră, a venit din partea și a consultantului, dar și a comisiei, care a spus că reformă nu puteți să faceți decât cu oameni care sunt bine plătiți. Breșă gravă de securitate la Alba Iulia, primăria din oraș a publicat datele personale ale tuturor plătitorilor de impozite, inclusiv adresa completă și codul numeric personal. Chiar primarul Gabriel Pleșa, dar și angajații din poliție, SRI și din parchete se află în această situație. Viceprimarul Marius Filimon a pus cele întâmplate pe seama unei erori umane. El a spus la Europa FM că informațiile au stat la liber pentru doar o jumătate de oră, mai mult decât suficient, adică pentru ca ele să fie copiate. Colegii de la Direcția de Venituri au publicat pe site-ul primăriei lista conținând persoanele fizice și juridice din Alba Iulia care sunt înscrise la Direcția de Venituri ca plătitori de impozite. Dintr-o eroare umană,
Pe site-ul primăriei cam a stat această informație cam 30 de minute, după care a fost ștearsă. Potrivit demnitarului din Alba, primăria ar fi încălcat regulamentul european de protecție a datelor doar atunci când vine vorba de codul numeric personal. GDPR însă interzice și publicarea adreselor în cazul persoanelor fizice. Codul de procedură fiscală spune că se publică numele, prenumele, domiciliu fiscal, care de fapt înseamnă adresa, decizia de impunere, precum și data acestei decizii. Greșeala noastră a fost că s-a publicat și CNP-ul. Momentan desfășurăm o achetă internă să stabilim exact ce s-a întâmplat, eventual cine a greșit și eventuale sancțiuni. Guvernul va plăti din fondurile proprii sumele necesare cazării refugiaților din Ucraina. O va face până când România primește banii de la Comisia Europeană pentru programul de sprijin. Cheltuiala estimată pentru acest an e de circa 200 de milioane de euro, a spus premierul Ciucă. Asigurăm fondurile de la buget pentru acoperirea cheltuielilor pe primele 3 luni de zile. În luna iunie vom primi aproximativ 110 milioane de euro pentru acoperirea cheltuielilor de la bugetul de stat, cumulat cu ceea ce am primit anul trecut, aproximativ 41 de milioane, putem să spunem că sumele acoperă aceste cheltuieli. Din această săptămână nu mai funcționează programul 50-20, în baza căruia proprietarii caselor închiriate de refugiații ucrainieni primeau 50 de lei pe zi pentru cazare și 20 pentru hrană. Aproape 4 milioane de ucrainieni au trecut granița în România de la izbucnirea războiului încoace. Numărul celor care au rămas e estimat la 110.000. Până să ajungă să le ofere ajutorul direct refugiaților însă, cabinetul Ciucă a adunat datorii către proprietarii care au închiriat locuințe în baza programului 50-20. Unii nu și-au primit banii de 3-4 luni, iar purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, spune doar că plățile se vor face în cel mai scurt timp, fără să explice ce înseamnă asta. Laurențiu Sandu, unul dintre proprietari, afirmă că are de recuperat circa 20.000 de lei pentru cazarea unor refugiați în două imobile. Dar de ce au întârziat plățile? Am încercat să facem sesizări, petiții la instituțiile cum ar fi MEAI, Ministerul Finanțelor, chiar la primării, însă ni s-a zis că nu este răspuns de la guvern. Deci problema principală este că banii nu au fost dați de către guvern, către instituții, ca să poată vină apoi către noi proprietari și mai apoi către refugiați. Iar oamenii pe care i-ați cazat dumneavoastră în două clădiri au plecat de acolo. Da, nu știu exact unde s-au dus, pentru că odată cu intervenirea noului program, ei trebuiau să plătească chiria și apoi decontau mai departe de la guvern acei 2000 de lei pentru cazare. Nu sunt la fel informații clare despre asta, plus că sunt restanțe de la sumele anterioare, deci nimeni nu mai are încredere că o să primească banii ăștia acum, adică de ucrainieni, vorbesc de persoanele refugiate. Cel puțin până când se lămurește situația în privința noilor reguli, oamenii aceștia, dacă înțeleg eu corect, trebuie să-și caute case pe piața liberă. În ordonanța de urgență sau în hotărârea de guvern, una din astea două, s-a menționat că multe persoane să-și găsească cazare în instituții care oferă acest gen de cazare și apoi aceste, nu știu dacă instituții neapărat, dar aceste centre de cazare să deconteze la rândul lor banii, adică nu e vorba doar de persoane fizice din nou program care a început la 1 mai acum. Ei ori sunt deja angajați, chiar dacă numărul angajaților ucrainieni, am văzut într-o statistică, nu este mare, pot să plătească chiria așa, fără să se bazeze deloc pe guvern, adică pe picioarele lor practic. Ceilalți nu am idee unde s-au dus sau nu am idee ce fac acum. Un lucru pot să zic sigur că în zona în care stau eu în București, văd din ce în ce mai multe persoane ucrainiene care pur și simplu cerșesc. Doi dintre elevii răniți ieri într-un atac armat dintr-o școală din Belgrad sunt în stare critică. Testele toxicologice la care a fost supus adolescentul de 13 ani care a ucis 8 elevi și un agent de pază au ieșit negative. El ar fi tras aproape 60 de gloanțe în numai câteva minute. Băiatul a discutat cu o echipă de medici specializați în psihologie și neurologie și va fi examinat în continuare. Tatăl copilului, arestat preventiv pentru 48 de ore, urmează să compară
mâine în fața unui procuror. Cel mai probabil, detenția lui va fi prelungită. Bărbatul e proprietarul armei folosite în atac, iar legea spune că băiatul nu poate fi considerat responsabil din punct de vedere penal pentru că nu a împlinit 14 ani. Sute de persoane s-au adunat în fața școlii unde a avut loc atacul. Printre victime se numără elevi între 7 și 15 ani, inclusiv fiica antrenorului sârb al echipei de volei SC Mezalău. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a anunțat că înăsprește condițiile în care pot fi deținute armele de foc. Aproape 770.000 sunt înregistrate în prezent în țara vecină. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. După un turneu latino-american în care a avut mai multe zile fără program oficial decât lucrătoare și după o oprire la mare, la Neptun, președintele pleacă în Londra. Klaus Iohannis participă sâmbătă la ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Președintele se numără și printre invitații la o recepție de mâine organizată la Palatul Buckingham. Administrația prezidențială a închiriat un avion de lux pentru deplasările recente ale lui Klaus Iohannis. Instituția refuză să facă publice costurile în baza unei legi de dinaintea aderării la Uniunea Europeană. O parte a celebrei epave din stațiunea Costinești s-a rupt și a căzut în mare. Nava grecească Evanghelia i-a aparținut celebrului armator Aristotel Onassis. A eșuat pe litoralul românesc în 1968 și nimeni nu a revendicat-o. Autoritățile nu au consolidat-o și nici n-au mutat-o din loc, deși recunosc că ea e un potențial pericol. Primarul din Costinești, Dumitru Jeanu, spune că o soluție ar fi ca nava să fie scoasă din apă, însă turiștii și localnicii nu vor să renunțe la unul dintre simbolurile stațiunii. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine dimineață, de asemenea, episodul din această săptămână al podcastului On The Record va fi de găsit pe pagina noastră de internet, pe contul de YouTube al Recorder și pe toate aplicațiile importante de podcast. Dezvoltarea urbană e una dintre teme, iar invitatul Ancăi Simina este Gruia Bădescu, cercetător la Universitatea din Constanț, din Germania. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!